cetățenilor din Mircea Vodă, că n-am uitat de cartierul Mircea Vodă, dar având în vedere că suntem în lista sinteză, toate documentele conforme, verificate la CNI, avem certitudinea că toate forțele politice ne vor ajuta și până în toamnă vom obține finanțarea pentru cartierul Mircea Vodă, respectiv asfaltarea cartierului Mircea Vodă, ce a mai rămas. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, în toamnă vom prinde din prefonduri proprii și cartierul Mircea Vodă pentru a putea să-l asfaltăm, drept pentru care le cer să mai aibă puțină răbdare. În următoarele zile, așa cum ați văzut, am intervenit în parcarea de la zoo, am mărit-o deja în zona aceea, la nivel de piatră, pentru că și acolo se va interveni în momentul în care se termină licitația la CNI pentru pentru terenul multifuncțional pe care îl facem acolo cu gradene și cu tot ce trebuie și atunci nu pot să asfaltez acea parcare, dar o las la nivel de piatră, da? Pentru a nu mai fi acea aglomerație în zonă. După aceea am mai intervenit iar pe parcări în zona ANL-urilor și avem mult mai multe de făcut. N-am uitat nici pe cei numărului, respectiv Slavia Comălicianu, care am reprofilat-o și Bulevardul 1 Mai, care este o să intrăm la nivel de piatră, pentru că și ele sunt date la CNI. Și atunci așteptăm până în toamnă. Dacă nu se întâmplă acest lucru, așa cum am spus, cum facem pe fonduri proprii, cum facem și blem la Racova și Vitor.